dragi membri ai Parlamentului României, domnule subprefect, autorități locale, domnilor comandanți, soldații armatei române, puleșteni. Sărbătorim astăzi cele mai frumoase culori din lume pentru noi românii. Drapelul României, alături de coroană, de stemă și de imn, reprezintă mai mult decât niște culori de care suntem atașați. Reprezintă suveranitatea, independența și trecutul glorios al românilor. Doamnelor și domnilor, sub aceste culori, încă de la 1821, când Tudor Vladimirescu a aprins sentimentul național în această zonă a Europei, locuită de bravul popor român, roșu și galben și albastru au însoțit istoria noastră. La 1848 a însoțit pe revoluționarii care s-au decis să schimbe România. La 1859 a fost martorul primei uniri, cele de-a doua uniri a românilor, ulterior fiind simbolul dezvoltării economice ce a urmat sub regatul României, cuceririi independenței, îndeplinirii visului de secol al românilor, acela de a fi cu toții într-un stat mare care să acopere toată întinderea sufletului românesc. De asemenea, sub aceste culori am luptat în teribilele bătălii din cel de-al doilea război mondial și tot sub aceste culori, astăzi, suntem membri în cea mai puternică organizație militară din lume și din istorie, și anume NATO, și în Uniunea Europeană. Tot sub aceste culori, sportivii noștri în ultima sută de ani au adus glorie țării. Și tot sub aceste culori, olimpicii României, tinerii inteligenți și harnici, au adus onoarea acestei țări. O să închei, amintindu-vă, dragi soldați, cuvintele regelui Carol I. Dându-vă drapelul corpului, vă încredințez onoarea țării. La mulți ani, România, la mulți ani, tricolor! Să vă mulțumim pentru vizionare.